întrebări scurte. Întrebări scurte sau puține? Doamnelor și domnilor, vreau să încep prin a le mulțumi tuturor celor care mi-au fost alături în aceste zile, mie și oamenilor de lângă mine. Sunt foarte mulți oameni români care și-au manifestat susținerea. Iar energia lor mi-a dat putere să trec capul sus prin aceste zile complicate pentru România. Românilor le spun că o să-mi fac datoria până la capăt, până când țara va avea un guvern funcțional. Aștept până când Parlamentul va aproba noul guvern, respectând toate procedurile constituționale și legale din țara noastră. Așa cum am spus și până acum, sper ca votul de azi din Parlament să nu fie o mare greșeală, iar PSD să numească viitorul premier. Important este să ieșim din acest blocaj și să transmitem investitorilor și cancelariilor din lumea întreagă faptul că România rămâne un mediu stabil și predictibil. Important este ca românii să simtă cât mai puțin efectele acestei crize politice. PSD nu înseamnă Liviu Dragnea, PSD nu înseamnă nici Sorin Grindeanu. Acest partid trebuie să rămână unit. Voi rămâne în PSD, care nu trebuia să treacă printr-o asemenea încercare, să-și dea jos propriul guvern, pentru că așa vrea un singur om. Sper din tot sufletul ca în 6 luni de zile să nu ajungem într-o situație similară. România nu ar merita așa ceva. Le mulțumesc tuturor miniștrilor și le spun, așa cum le-am spus și până acum, că trebuie să vină la serviciu și să-și facă datoria. Până va fi numit un nou guvern, trebuie să ne facem treaba. De asemenea, îi mulțumesc lui Victor Ponta. Apreciez foarte mult că a fost alături de mine în aceste zile. Eu am făcut ceea ce am crezut și cred în continuare că este mai bine. Am ales calea cea mai grea. Să nu accept funcții, să nu accept compromisuri, să nu fac înțelegeri mai mult sau mai puțin oculte, să nu mă rog de nimeni, să nu negociez cu nimeni, ci să fiu corect, transparent și să-mi fac datoria până la capăt și așa voi face într-un mod onest. Aveam și am această datorie față de țara noastră. Vă mulțumesc. Întrebări. Majoritate instabilă sau sub cât ar avea nevoie în acest moment. Credeți că vor fi probleme la numirea unui nou premier din partea PSD și ALDE? Este ceea ce repet, am repetat și azi, le-am spus colegilor mei și zilele trecute, faptul că toată această nebunie politică, dacă pot să spun în ghilimele, s-ar putea să ducă la pierderea guvernării de către Partidul Social Democrat și de coaliție. Aceste lucruri au fost riscate de cei care le-au făcut. Și vor trebui să răspundă dacă acesta va fi scenariul viitor. Dumneavoastră, concret, din punct de vedere politic, ce veți face de acum înainte? Am spus și zilele trecute, am spus și azi de la tribuna Parlamentului. Vă spun și dumneavoastră.
Sunt de 21 de ani în PSD și sigur, cu suișuri, cu coborâșuri, cu tot ceea ce înseamnă bine, rău, dezamăgiri, bucurii, nu mă schimb peste noapte, nu-mi schimb partidul așa cum unii au făcut acest lucru. Eu cred că asta este datoria fiecăruia dintre noi, în primul rând față de noi și după aceea față de alții. Domnule premier, ați avut o discuție astăzi înainte de votul pe moțiune cu președintele PSD. Ne puteți spune ce v-a cerut sau ce ați discutat înainte de moțiune? Fiecare dintre noi ne-am păstrat punctele de vedere, sigur, eu să renunț. I-am spus că nu fac acest lucru decât în condițiile pe care le-am anunțat public. De altfel, eu v-am spus că toate lucrurile pe care le-am făcut în aceste zile, am făcut într-un mod transparent, fără a oferi, fără a face favoruri, înțelegeri și așa mai departe. Vă rog. Dumneavoastră ați declarat în urmă cu câteva zile că tot acest scandal a pornit din dorința unui om de a acumula toată puterea, iar domnul Victor Ponta spunea că singurul dumneavoastră defect în ochii partidului este că nu sunteți Liviu Dragnea. Aș vrea să vă rog să caracterizați sau cum credeți că va arăta profilul viitorului premier, pentru că în momentul de față speculațiile sunt că se va căuta o persoană mult mai obedientă față de șeful partidului. N-aș vrea să speculez. Pe mine, sau mie, mi-a întărit această părere pe care o aveam, sau impresie, inclusiv discursul de azi din Parlament a domnului președinte Liviu Dragnea, faptul că a vorbit că dânsul a câștigat alegerile, el a făcut diverse lucruri, el trebuie să ajungă, putea să ajungă, sau ar fi trebuit să ajungă, ceea ce e corect, nu s-a putut. Poate fi o speculație, o să vedem. Dacă ați discutat cu președintele Iohannis după votul moțiune de cenzură, da. și ne puteți spune? Nu. Ok, și în ceea ce le privește pe Victor Ponta, până se termine interimatul, mai păstrați în funcție sau se va retrage cu această ocazie? Va rămâne până la finalul mandatului, când Parlamentul va aproba nou guvern, asta dacă se va păstra acel număr de zile care să nu-l ducă într-o stare de incompatibilitate. Vă rog. Dacă mai îmi permiteți o întrebare, înțeleg că în weekend va fi cex al PSD. Dacă vă așteptați ca cei care au votat pentru susținerea guvernului să fie excluși din partid și dacă vedeți formarea unui pol de independenți cu foști membri PSD ca urmare a acestui vot? Nu vreau să speculez. E foarte bine că se organizează acest cex în acest weekend, rapid. Poate așa, mulți dintre cei, de fapt am spus și în sală, dintre cei care, cărora li s-au promis anumite funcții de miniștri și de prim-miniștri, erau cel puțin 5 prim-miniștri prin parlament și vreo 50 de miniștri, o să vadă adevărul. Dacă va fi o decizie transparentă. Ceea ce m-aș bucura să fie așa, să voteze la vedere tot, nu doar prim-ministru, absolut toate nominalizările și pentru miniștri și pentru componența, până la urmă, a întregului guvern. M-aș mira. V-aș întreba, domnule premier, ce ați simțit în momentul în care i-ați văzut pe miniștri din cabinetul dumneavoastră că votează împotriva acestui guvern cu care dumneavoastră, oamenii cu care dumneavoastră ați stat la masă și ați încercat să faceți anumite lucruri, proiecte? Eu cred că a fost un vot împotriva lor. În momentul în care vii și arăți și nu spui tu, spun organismele internaționale, Institutul Național de Statistică, țara e pe făgașul corect, avem această creștere economică, cea mai mare, înseamnă că s-au făcut lucruri bune. Faptul că vii tu și nu susții
acele lucruri bune pe care le-ai făcut, pentru mine e un mare semn de întrebare, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, dar e unul din multele. Eu am făcut un apel în Parlament. Dacă tot e așa de mare încredere, de ce trebuie să fie votul controlat? Dar cred... A fost, și vă rog să vă uitați pe imagine, au fost vreo 4 rânduri de controle până să ajungi la urna de vot. Mă rog, e o tehnică și asta s-a văzut și ați văzut și dumneavoastră. Vă rog. Dar cred...